Patru persoane au ajuns la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț după ce autoturismul în care se aflau a fost lovit frontal de un altul, scăpat de sub control de un șofer de 36 de ani din Bicaschei. La fața locului, polițiștii au găsit un autoturism Dacia răsturnat în mijlocul drumului și un șofer dispărut de la locul evenimentului. Accidentul a avut loc pe drumul național 12C, Lacul Roșu, Bicaz. În urma impactului, cele patru femei din autoturismul Matiz au avut nevoie de îngrijiri medicale. Din primele cercetări se pare că în timp ce un bărbat de 36 de ani din Bicaschei conducea un autoturism pe drumul național, ar fi pătruns pe contrasens și a intrat în coleziune cu autoturismul condus din sensul opus de mers de către o femeie de 27 de ani din Târgu Neamț. În urma impactului a rezultat rănirea ușoară a conducătoarei auto, dar și a pasagerilor aflați în autoturismul acesteia. Mai grav este faptul că șoferul autoturismului Dacia a fugit de la fața locului. În urma accidentului, conducătorul auto a părăsit locul faptei, iar polițiștii l-au identificat ulterior, acesta fiind un bărbat de 36 de ani din Bicaschei, care în timp ce conducea un autoturism ar fi pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un alt autoturism care circula pe sensul opus de mers. În urma accidentului a rezultat rănirea conducătoarei auto și a trei pasageri din autoturismul condus de aceasta. Acum șoferul s-a ales cu două dosare penale, unul pentru părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție și al doilea pentru vătămare corporală din culpă.